Bună, sunt Corina, Daruna Studio și vă spun bun venit în Casa Meditațiilor. Astăzi o să practicăm împreună o scurtă secvență pentru relaxare. Stimulăm printr-o postură yoga, printr-un anume tip de respirație și printr-o mudră componenta sistemului nervos parasimpatic, ceea ce va induce o stare de relaxare, de bine. Postura, numită și postura copilului, presupune să ne așezăm pe genunchi, cu bazinul pe călcâie și de aici să întindem pur și simplu brațele în prelungirea umerilor și să lăsăm fruntea la sol. Dacă pentru anumite persoane postura nu e cea mai confortabilă, putem să folosim perna, să o punem poate între gambe și coapse și de aici să întindem corpul. Sau dacă nici asta nu e o variantă confortabilă pentru noi, putem alege ca alternativă o altă variantă, o altă postură în care pur și simplu stăm pe spate. Poate capul și trunchiul un pic mai sus decât bazinul, tălpile împreună, genunchii coboară. Poate chiar plasăm palmele pe abdomen, închidem ochii și ne observăm respirația. Orice variantă a posturii am ales, rămânem acolo pentru câteva momente, ducând atenția asupra corpului, asupra ritmului respirației. Încercând să relaxăm tot mai profund mușchii întregului corp. După ce am petrecut câteva momente în postura aleasă, revenim ușor, ne putem folosi de palme, adunăm din nou coapsele, genunchii, venim pe un șold și ne întoarcem într-o postură confortabilă de meditație. Mergem acum să schimbăm puțin ritmul respirației, un tip de respirație care induce o stare de relaxare este să prelungim fiecare expir tot mai mult față de cel precedent. Vom face împreună pentru primele 2-3 respirații, chiar o să număr. Și apoi vă las în ritmul propriu. Tot ce avem de făcut este să expirăm din ce în ce mai lent, din ce în ce mai lung. Putem închide ochii, ne asigurăm că postura e confortabilă. Dacă e nevoie, ne putem sprijini spatele de un perete sau putem chiar să stăm pe scaun sau întinși pe spate. Începem să inspirăm pe nas, 4, 3, 2, 1, expirăm tot pe nas, 4, 3, 2, 1, inspirăm 4, expirăm 5, inspirăm 4, expirăm 6, inspirăm 4, expirăm 7, Continuăm să prelungim fiecare următor expir Respirăm fără efort. Nu forțăm nimic. Când am ajuns la un expir care poate e limita noastră de confort, putem relua de acolo respirația în acel ritm, inspirul 4, expirul 10 sau fiecare unde a ajuns. Continuăm așa încă 2-3 respirații. La finalul următorului expir, încet deschidem ochii și continuăm cu practica acelui gest, mudra, omnim în yoga. Ar mai putea fi tradus printr-un sigiliu energetic. Se închid anumite circuite energetice în corpul nostru, energia este direcționată într-un anumit fel. Mudrele, știm sau nu, pot fi făcute cu diferite părți ale corpului. Mudra de astăzi este o mudră cu mâinile, hasta mudra, și se numește Adi mudra, Adi însemnând și primul gest. Simplu, palmele deschise, degetul mare intră în interiorul palmei, flexăm celelalte degete, strângem lejer pumnul peste degetul mare și apoi așezăm mâinile cu fața în jos, pe coapse, pe genunchi. Aici, fără să căutăm cu efort să simțim ceva anume, ci doar rămânem deschiși, atenți, receptivi, curioși. Observăm ce se schimbă când poziționăm astfel mâinile. Poate anumite părți ale corpului devin mai clare. Simțim o bază mai stabilă a corpului, mai multă prezență în partea inferioară a trunchiului. Mai multă susținere, stabilitate. Ca și cum partea de jos a corpului devine grea și bine ancorată în pământ. Iar restul este susținut ușor. Și această ancorare vine cu un sentiment de siguranță, stabilitate, de bine în propriul corp. Pentru a simți efectul acestor mudre, este bine să le păstrăm măcar 4 minute. Depinde de timpul pe care l-am alocat pentru practică. Pentru a reveni, o să inspirăm profund pe nas, lăsăm aerul să iasă pe gură, încă o respirație profundă. Eliberăm palmele, deschidem încet ochii și să avem o zi cu multă relaxare. Mulțumim!